Salutare și bine ați revenit! În acest episod voi face diferența între filmarea cu telefonul și cu camera pro. Să vedem care filmează mai bine. Deja aici filmez cu camera pro și aici filmez cu telefonul. Voi ce spuneți? Este o diferență? Este o mică diferență, puțin mai mare, zic eu. Cum vă spuneam și într-un episod anterior, eu am filmat toate clipurile mele de pe YouTube cu telefon. De ce? Pentru că la început nu ai nevoie de super camere să înregistrezi un vlog, decât dacă după ceva timp îți dai seama că vrei să faci treaba asta și să mergi mai departe cu vlogul tău, atunci poți să investești într-o cameră pro. De exemplu, dacă ai trecut de pragul de 30 de episoade, 30 de clipuri pe YouTube, atunci poți să investești într-o cameră pro, să bagi bani într-o cameră, pentru că sigur vei merge mai departe cu vlogul. Dar până în 30 de episoade eu zic că ai tot timpul din lume să te răzgândești și să renunți, că foarte mulți renunță până în pragul ăsta, deci undeva la 30 de episoade, până în 30 de episoade, dacă nu a renunțat, înseamnă că merge mai departe. Dacă a renunțat undeva la 20 sau la 20 ceva, sau la episodul 15 sau la episodul 10, e clar că nu mai ai nevoie să investești într-o cameră, dar dacă ai trecut de pragul de 30 de episoade, atunci poți să spui că mergi mai departe cu vlogul și poți să investești într-o cameră de genul ăsta. Eu am investit într-un aparat full frame, un 6D Mark II. După cum vedeți, și camera și telefonul își face treaba foarte bine. După cum vedeți, aici în telefon, deci acum mă uit în telefon, eu zic că este o imagine foarte bună. Sunetul la fel, adică sunetul este direct din telefon și la camera foto este tot așa direct din cameră, nu am cumpărat niciun microfon extern și eu zic că merită, mă tot uit, dacă vedeți tot schimb privirea, pentru că mă uit ba în cameră, ba în telefon, ba în cameră, ba în telefon. Asta e camera, da, deci acum mă uit în cameră. Priviți cum este imaginea și priviți cum este imaginea în telefon. Deci aici este telefonul, da? A trecut o mașină, un șofer nervos care, ce să faci, asta e. Ok, asta am vrut să vă arăt diferența dintre camera telefonului și camera aparatului foto. Dacă merită să investim, acum rămâne la aprecierea voastră dacă vreți să investiți într-o cameră foto sau într-un telefon mai bun. Apropo, filmez cu un iPhone XS și camera este un 6D Mark II. Deci vedeți cum filmează. Eu zic că filmează foarte bine, parcă îmi place chiar mai mult cu telefonul. Ok, astea fiind spuse, eu vă salut și ne revedem într-un episod viitor. Nu uitați de subscribe, like, comentariu, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și v-am salutat. Ciao!